născut în sărăcie, a trăit în obscuritate, încă de la naștere l-a înfiorat pe împăratul Irod. Când era în adolescență, în templu a pus întrebări și a încurcat pe mari teologi ai vremii, nu știau să-i răspundă. Când a ajuns la maturitate, fără să-l poată pricepe nici ucenicii, s-a dus pe ape ca pe un teren pavat. Nu ni scrie de el că a studiat vreodată medicina, dar sute de pacienți și de oameni bolnavi au venit în prezența lui și au fost vindecați. Nu știm despre el să fie fost un general de armată, un conducător ilustru de oști. Dar oamenii cei mai răi, oamenii cei mai rebeli, în fața lui au capitulat fără niciun foc de armă. Numele acesta care îl înălțăm aici, frați și surori, prieteni dragi, este Iisus Hristos. A citit o întâmplare care se leagă de viața lui. S-a consumat într-o cetate numită Capernaum. Și Domnul mi-a pus pe inimă în minutele care le avem la dispoziție să privim la câteva adevăruri despre întâlnirea cu Iisus Hristos. În viața aceasta avem multe întâlniri care ne impresionează. Te întâlnești după o perioadă de despărțire cu cei dragi și o întâlnire frumoasă. Îți vizitezi copiii în străinătate și o întâlnire frumoasă. Te ai posibilitatea să stai la masă cu un demnitar, cu un magistrat din lumea aceasta și întâlnirea asta nu o poți uita. În seara aceasta am o veste bună pentru cei ce sunt prezenți aici și pentru prietenii care ați venit cu noi la închinare. În seara asta am venit la întâlnirea cu Iisus Hristos. Trebuie să știm câteva adevăruri despre această întâlnire. Nu putem pleca oricum de aici. Primul rând, trebuie să știm la această întâlnire că Iisus Hristos, pe care îl predicăm și despre care am cântat, iubește. Nimeni nu poate să-i conteste dragostea lui, iubirea lui. Te dezamăgesc prietenii, cei din familie, dar el niciodată. Scriptura ne spune, și am citit în seara asta, s-a suit într-o corabie și a trecut marea și a venit în cetatea sa. Când Domnul Iisus își leagă identitatea de cetatea noastră, când Domnul își leagă identitatea lui de tine, de familia ta, este expresia dragostei sale. Vă imaginați ce har? Să-și lege Domnul Iisus cel venit din cer identitatea de o cetate. În seara asta își leagă identitatea de localitatea Șcheia. Atunci a venit în cetatea sa, în Capernaum. În seara asta vine să facă un popas între noi și la această întâlnire trebuie să nu uităm. Asta e expresia bunătății lui și a dragostei lui. Evanghelistul Ioan a zis, a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Iisus Hristos iubește, că își leagă identitatea de noi, își leagă identitatea de cetatea noastră. Acum, dragii mei, depinde cum reacționăm noi, cum răspundem noi iubirii sale. În Capernaum e primit cu bucurie, dar știți de unde venea Domnul? Știți de unde a trecut marea? Dintr-o cetate ce nu l-a primit. Venea din Gadara, cetatea asta nu l-a primit. Și-ar fi trebuit să-l primească, venea ca să le facă bine. Acolo era un om bolnav, extrem de bolnav, probabil era un bărbat tânăr, îndrăcit, demonizat. Și Domnul a vrut să-și lege numele de Gadara. Și a venit în cetatea aceasta. E important cum reacționăm când Domnul vine la noi. E important cum reacționează Șcheia când vine oaspetele ceresc să ne spună o vorbă, să ne transmită un mesaj. În Gadara a venit
Și l-a văzut pe omul acela cum arăta. Imaginați-vă cum poate să arate un bărbat chinuit de demoni. Cu părul răvășit, cu fața dezumanizată. Avea ca și prieteni morții și își avea locuința în morminte. O încerca să-l țină legat că era un pericol pentru soțiile lor și pentru copii să-l lași în plină stradă. Și rupea legăturile, țipa, își făcea tăieturi și se autoflagela, era stăpânit de demon. Și a venit Hristosul lui Dumnezeu în Gadara să-și lege numele de cetatea aceea. Care-i numele tău, omule? Legiune, pentru că suntem mulți. Demonii din omul acela l-au cunoscut pe Iisus. Știa că e Fiul Dumnezeului Celui Preanalt. Alții l-au contestat. Și omul acela bolnav este eliberat în numele lui Iisus Hristos. Știți ce mă impresionează? Erau tulburați de omul acela din Gadara. Dar după ce Domnul a eliberat, Scriptura ne spune că stătea liniștit la picioarele Domnului Iisus. Și oamenii din Gadara s-au înspăimântat. Au pierdut porcii, pentru că duhurile au mers în porci și porcii s-au dus în mare și s-au înnecat. M-aș fi așteptat ca cei din Gadara să zică oaspetelui ceresc, dacă ți-ai legat numele de cetatea noastră și l-ai vindecat pe omul acesta pe care nu-l putea salva nimeni, rămâi la noi. Știți ce fac cei din Gadara? L-au rugat insistent să plece din ținutul lor. O veste bună, dragi chieni, iubiți suceveni, în seara asta vreau să vă spun, la întâlnirea cu Hristos, El ne iubește că își leagă numele de noi, de cetatea asta. Vrea să vină să mai facă un popas aici. El nu mergea prin sate, prin cetăți, să devină cetățeanul lor. El mergea să caute și să mântuiască ce era pierdut. Și a venit în Capernaum, în cetatea sa. Cum răspunzi în seara asta la prezența lui aici? Oare îi vei spune că cei din Gadara pleacă, Doamne? Eu îmi văd de drumul meu și îmi văd de viața mea. Cei din Gadara au zis, pentru noi sunt mai importanți porții ce i-am pierdut decât omul vindecat. Mă întreb, oare, de ce așa de puțini oameni se pocăiesc în Șcheia? De ce facem evangelizări și așa de puțini se întorc la Dumnezeu? Ne-am bucurat aseară aici că au fost două mâini ridicate. Mă rog ca Domnul să binecuvânteze prietenii ce s-au hotărât. Pe fratele Vasile și pe fratele Dinu de la Mihoveni. Dumnezeu să-i binecuvânteze și să ia în brațul lui. Dar așa de greu răspundem invitației Lui. Când El ne cheamă la salvare, când El ne cheamă la mântuire. În seara asta vine să ne mai spun o dată, vă iubesc că îmi leg numele de cetatea voastră. Slăvit să fie Domnul! Nu-i spune ca cei din Gadara pleacă, eu vreau să rămân cu porcii. De asta nu se pocăiesc oamenii. Vor să rămână cu porcii. Să rămână cu mizeria, să rămână cu păcatul, cu obscenitățile, cu înjurăturile. Nu, dragii mei, noi în seara asta vrem să-i spunem oaspetelui ceresc, noi vrem să rămânem cu tine, Iisus. Ți-au spus cei din Gadara să pleci, noi vrem să-ți spunem în seara asta, cu toată dragostea, rămâi la noi. Al doilea adevăr la întâlnirea cu Iisus Hristos. Iisus Hristos vede. Dacă primul adevăr l-am înțeles și înțelegem că Iisus Hristos ne iubește, și are o iubire sinceră pentru că își leagă numele de cetatea noastră, de familia noastră, de persoana noastră. Iisus Hristos vede. Vine în Capernaum și spune, le-a văzut credința. Niște oameni au adus un slăbănog în prezența Domnului Iisus. Evanghelistul Marcu ne spune, era într-o casă. N-au avut acces și culoar până la Mântuitor. Îl îmbulzeau noroadele. Și oamenii ăștia au zis, pe omul ăsta bolnav, pe patul lui, trebuie să-l aducem în prezența lui Iisus. E frumos să ai o asemenea credință, nu? O credință să-i aduci pe alții în prezența lui Iisus. Doamne, ajută-ne să ne facem datoria. Domnul să binecuvinteze pe cei care ați adus prieteni în prezența lui Iisus. Frații ne-au cântat în seara aceasta așa de frumos o cântare
Și parcă întrebau prin versuri, câți oameni am condus la calea dreaptă? Nu? Așa ați cântat? Câți oameni eu spre cer i-am îndreptat? Doamne, dă-ne credința asta, să-i îndreptăm pe alții spre Iisus. Iisus vede această credință. Știți ce vede Domnul la întâlnirea cu El? Știți ce vede? Ce nu vedem noi? Iisus iubește și Iisus vede. Și eu parcă mă întreb în seara asta, dar credința se vede? Zice, le-a văzut credința. Eu în seara asta nu pot să văd credința din inima dumneavoastră. Și nici dumneavoastră nu puteți vedea credința din inima mea. Dar credeți că în seara asta e prezent un aici care vede credința din inima noastră? Știe ce credință ai? Dacă este o credință după Scriptură, dacă este o credință mântuitoare, sau este doar o credință de formă, doar de pe buze. Vă mai spuneam dumneavoastră aici. Și demonii cred. Și Iacob ne spune în epistola sa și se înfioară. Cred că Dumnezeu există, declară că Dumnezeu există, dar Dumnezeu nu-i mântuiește pentru asta. Dacă sunt români care se aseamănă cu demonii prin credința lor și declară că Dumnezeu există, dar viața e o viață de păcat, o asemenea credință nu poate mântui pe nimeni. În seara asta Domnul vede credința din inima noastră, vede credința din inima ta. Suntem la întâlnirea cu El. Ce fel de credință ai? Unii zic că Domnul a văzut doar credința din inima celor patru inși care l-au dus pe slăbănog la Iisus. Eu cred că a văzut și credința din inima slăbănogului. Că nu putea să ierte de păcate un om ce nu crede. Nu iartă Domnul de păcate pe baza credinței altora. Dacă zice că le-a văzut credința, o văzut credința la plural și a celor patru și a slăbănogului care au acceptat să fie dus în prezența lui Iisus. Dumnezeu să binecuvinteze pe cei care ați venit în prezența lui Iisus. E frumos în prezența Lui. E cea mai frumoasă alegere. Pe unii invităm și nu vor să vină. Și invităm insistent și nu vor să vină. Află la întâlnirea cu Iisus că Iisus iubește și că Iisus vede. Vede ce alții nu văd. Noi ce vedem? Păi noi vedem înfățișare, vedem haine. Vedem expresia feței care poate să fie mai bucuroasă sau mai tristă. Și fața scoate cine suntem. Dar nu să vedem credința din inimă. Vedem exteriorul. Domnul privește în interior. Eu aș dori în seara asta Domnul să ne dăruiască celor prezenți aici o credință mântuitoare. Dar cum arată ea? Ce credeți, că asta e o confesiune religioasă? E un set de reguli? E o dogmă? Credința care ne mântuiește și pe care Domnul vrea să o vadă în noi, frați și surori, prieteni dragi, este o credință ce se bazează pe cuvântul lui Dumnezeu. În primul rând, dacă n-ai o credință bazată pe cuvântul lui Dumnezeu, aceea nu te mântuiești. Iată ce spune Apostolul Pavel și vă citesc acum din prima epistolă pe care el o scrie Corintenilor în capitolul 15 de la versetul 1. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia, că pe ea trebuie să se bazeze credința pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o, altfel, degeaba ați crezut. Adică nu te ajută la mântuire, dacă nu-i bazată pe cuvânt. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturii, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturii și că s-a arătat lui Chifa și apoi celor 12. După aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată, care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit. Adică dacă nu credeți cumva, cei mai mulți sunt în viață, nu sunt toți în cimitir, îi puteți consulta. Credința se bazează pe cuvântul lui Dumnezeu și vă rog rețineți, credința ce ne mântuiește are în centru o persoană. Îl are în centru pe Hristosul cel răstignit. Ce e în centru credinței tale? Sunt obiceiuri, tradiții care le-ai moștenit din moș strămoș. Domnule, Doamnă, prieten drag, credința aceea nu te poate mântui.
Iisus Hristos ne iubește și Iisus Hristos ne vede credința, dar vrea o credință care să fie după Scriptură și să aibă în centru pe Iisus Hristos, dar să fie și o credință personală. Nu-i destul că a crezut tata, a crezut mama, că te-ai născut într-o țară creștină. Trebuie să fie o credință personală. Aia ne duce la Dumnezeu. Apostolul Pavel spunea romanilor, și vreau să vă citesc aceste versete, noi le citim când avem serviciu de botez nou-testamental, îți potrivite și acum, Romani 10, versetele 9 și 10. Asta e credința ce ne mântuiește. Nu că a mărturisit altcineva nașul pentru mine. Trebuie să am o credință personală care să o mărturisesc înaintea lui Dumnezeu. Dacă mărturisești, deci cu gura ta, pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credință din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire, slăvit să fie Domnul. Credință ce se bazează pe cuvânt, credință ce are în centru o persoană, o credință personală bazată pe harul lui Dumnezeu. Nu prin ce facem noi. Adică nu putem să-i oferim noi lui Dumnezeu ceva să-L determinăm să ne mântuiască. Pavel spunea efesenilor, prin har ați fost mântuiți, prin credință, și asta nu vine de la voi, ci este? Este darul lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun, dragii mei, care-i semnul după care noi putem cunoaște că am dobândit această credință mântuitoare? Întotdeauna o credință care ne mântuiește și ne duce în raiul lui Dumnezeu ne schimbă viața. Amin. Din omul acela vechi ai devenit o persoană nouă. Dacă te duci la marele sărbători de peste an și saluți respectos Hristos a înviat, asta nu-i dovada că ai dovedit, ai o credință mântuitoare. O credință mântuitoare întotdeauna ne schimbă viața. Doamne, dă-ne-o tuturor. Amin. Primul adevăr, Iisus Hristos iubește, că-și leagă numele, se identifică cu persoana noastră, cu familia noastră, cu cetatea unde locuim. Iisus Hristos vede ce alții nu văd, vede credința și vrem în seara asta să ne dea prin cuvânt, prin Scriptură, o credință mântuitoare tuturor. Al treilea adevăr, Iisus Hristos iartă. Prima seară de evanghelizare aici, fratele Daniel Grigoriciuc ne vorbea despre iertare. Nu se realizează chiar așa de ușor. Oare cum reușeam să dobândim noi iertarea dacă n-ar fi venit Hristos să plătească datoria? Cu ce plăteam? Se amintea aici că nu se putea plăti. Era imposibil de plătit. Priviți-L pe Domnul Iisus, ajunge în Capernaum. Oamenii aceștia vin cu slăbănogul, cu omul ăla paralizat înaintea lui. Și când Domnul a văzut credința, uitați-vă ce zice, îndrăznește, fiule, păcatele îți sunt iertate. Dacă i-am fi întrebat pe cei din casă sau pe oamenii care l-au adus în prezența lui Iisus, care e cea mai mare nevoie ce o are omul ăsta de pe pat, pe care voi l-ați adus, ce-ar fi răspuns? Picioare tari. Sănătate în trup. De asta l-am adus. Am auzit că tu mergi prin sate și vindeci bolnavii, l-am adus să-l vindeci. Domnul a zis, nu. Cea mai mare urgență a lui este iertarea. Dumneavoastră credeți, iubiți prieteni, că cea mai urgentă problemă din viață este iertarea? Dacă vine moartea și te-o smulzi din viața asta și nu te-o iertat Hristos, ești pierdut pentru vece vece. Fie să asta la șcheia, o seară a iertării. O seară în care să te prăbușești înaintea Lui și să spui, Doamne, am înțeles că numai sângele Tău vărsat la cruce mă poate ierta, religiile nu mă pot ierta, preoții nu mă pot ierta, pocăiții nu mă pot ierta, predicatorii nu mă pot ierta. Să știți că noi n-am făcut evanghelizări serele astea să vă spunem că vă iertăm de păcate. N-am chemat prieteni la evanghelizare să le spunem că iertăm de păcate. Dar am venit să-i aducem în prezența lui Iisus, că aici iartă. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale lumii întregi. Amintea fratele Ciprian despre iertare. Vedeți, în rugăciunea domnească, rugăciunea Tatăl nostru, iertarea se leagă de pâinea cea de toate zilele.
pâinea cea de toate zilele și apoi vorbește de iertare. De ce sunt legate cele două? De ce exact la mijlocul rugăciunii? Așa cum pâinea e necesară pentru existența terestră, să nu murim? Așa iertarea e necesară pentru suflet, ca să fim într-o relație bună cu Dumnezeu, să nu ne pierdem. Doamne, vrem iertarea Ta în seara asta. Și îi mulțumim Domnului Iisus Hristos că a venit la cruce să-și întindă mâinile de bunăvoie, nu între doi îngeri, între doi tâlhari, și de pe colina Calvarului să strige către Tatăl: Tată, iartă-i, iartă-i că nu știu ce fac. Știi că în rugăciunea aceea a fost prinsă dumneata și eu? Cea mai proeminentă rugăciune a istoriei: Tată, iartă-i că nu știu ce fac, iartă-i. S-a încărcat cu păcatele noastre. Citeam o relatare ce s-a întâmplat în Rusia, în vremea țarului. S-a mai amintit aici serele astea despre vremea țarilor. O mare gloată a pornit din partea de nord a Rusiei către sediul țarului cu gând să răstoarne țarul. Și pentru că au călătorit multă vreme împreună, s-au organizat și au pus niște legi foarte bine definite. Și au spus așa: nimeni în tabără n-are voie să fure, să pună mâna pe ce nu-i al lui. Pedeapsa-i cruntă. Ce îndrăznește în călătorie asta să pună mâna pe ce nu-i al lui, va fi scos în fața taberei, dezbrăcat la trupul gol, și va primi 100 de lovituri pe trupul gol. Știți ce s-a constatat după câteva zile? În tabără s-a furat. Și s-a depistat hoțul, era mama comandantului. Vă imaginați dumneavoastră, omul acesta avea în față dreptatea legii și dragostea de mamă. Și-o venit apropiații, subalternii, o zis: ascultă, noi am stabilit legile, le-am semnat de comun acord, dacă nu lucrezi după lege, te descalifici ca și conducător. Alegem pe altul. Tu trebuie să lucrezi după dreptatea legii. Și omul acesta a trăit momente grele. A zis: acum vinovata să fie scoasă în față. Și trebuie să lucrăm după dreptatea legii. Și cel ce execută sentința să se apropie. Și omul care în fața lui avea o străină a lovit cu sânge rece și a dat prima lovitură. Și-a dat a doua lovitură. Și din trupul femeii a început să curgă sânge. Și-a dat a treia lovitură. S-a șternut liniște perfectă în tabără. La un moment dat s-a auzit o voce: oprește! Oprește! Era vocea comandantului. O zis: ascultați-mă bine, eu azi aici lucrez după dreptatea legii. Ea e mama mea. Mi-a supravegheat copilăria și o iubesc. A călcat regulamentul, a călcat legea, e vinovat. Celelalte 97 de lovituri le primesc eu în locul ei, iar ea să fie liberă. Înțelegeți cum s-a făcut iertarea, prieteni dragi? Hristos s-a dus la cruce și nu ne-a dat nouă nicio lovitură. Și-a zis: accept să fiu lovit eu, să fiu bajocorit eu. Să mi se adreseze sudalme și bajocuri, să-mi smulgă barba, să mă lovească cu trestia în cap. Nu vă dau vouă nicio lovitură, ca voi să fiți liberi. Mulțumim Domnului pentru iertarea Sa. Ce trebuie să știu despre întâlnirea cu Iisus Hristos? Iisus Hristos iubește că își leagă identitatea de noi, El, Prințul Cerului. Iisus Hristos vede ce alții nu văd, vede credința din inimă și zic: Doamne, dă-ne o credință mântuitoare tuturor. Iisus Hristos spus în această zi: iartă de păcate. Credeți că în seara asta poate ierta de păcate? Un trecut tumultos, o viață mizerabilă, o poate ierta Hristos când un păcătos se prăbușește înaintea Lui și spune: iartă-mă, Doamne. O păcătos, cântau tineri în seara aceasta. O păcătos,
Suntem păcătoși și suntem vinovați înaintea Lui, dar mulțumiri fie aduse celui ce s-a jertfit la cruce, care a coborât să ne aducă iertare, slăvit să fie Domnul. Este aici un al patrulea adevăr la întâlnirea cu Hristos. Iisus cunoaște. Iisus iubește. Iisus vede. Iisus iartă. Dar Iisus cunoaște. Știți cine mai era în casa aceea din Capernaum? Erau niște lideri religioși, niște cărturari de frunte, care țineau în mână scrierile sfinte și au zis, oamenii ăștia au început să gândească în sine astfel, omul acesta hulește, nimeni nu poate ierta păcatele decât Dumnezeu. Dacă ar fi fost om, da? Dar nu era om. Nu era doar om. Hristos nu era doar om, El era Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Adică voi știați bine din lege că Dumnezeu iartă, dar nu știați că de fapt în casa aceea era Dumnezeu? Zice că Domnul le cunoștea gândurile și le-a zis, pentru ce aveți gândurile în inimile voastre? Știți că Domnul știe și gândurile ce le avem acum. Știe gândurile cu care ai plecat de acasă, că n-ai venit la adunare, dacă au fost gânduri curate sau nu. Dacă aici gândurile sunt curate când te uiți la fratele tău, la sora ta, la cel de lângă tine, Doamne, dă-ne gânduri curate. Dumnezeu să se îndure de noi, pentru că la final Domnul va judeca lucrurile ascunse ale oamenilor, partea nevăzută va fi judecată atunci. De aceea e important să avem gânduri curate. Și pentru aceasta trebuie să ne gândim mai mult la lucrurile de sus decât la cele de pe pământ. Spunea Pavel în Coloseni 3, ajută-ne, Doamne, amin. Mai spun un adevăr în seara aceasta, la întâlnirea cu Iisus Hristos. Iisus Hristos poate, poate. Nu numai că El ne cunoaște gândurile, vreau să vă spun că Iisus Hristos poate, poate vindeca. Amin. Cine mai credea într-o asemenea minune? Un trup lipsit de putere, niște oase aproape fără viață, un om imobilizat, paralitic, să fie vindecat. Dar la întâlnirea cu El trebuie să știm acest adevăr. Iisus poate. Amin. Și au zis, nu se poate. Cum, tu l-ai iertat de păcate? Care-i proba? Care-i proba? De unde putem să ne dăm seama că a fost iertat? De unde să știm? Dovedește. Și Domnul a zis, vă dovedesc. Ce este mai lesne? A zice slăbănogului, iertate-ți păcatele sau scoală-te, ridică-ți patul și umblă. Ce-i mai ușor? Amândouă-s grele, dar vă demonstrez că eu pot, zice Fiul lui Dumnezeu. Să știți că Fiul omului are puterea pe pământ să ierte păcatele, că după moarte nu se mai pot ierta, nu se mai pot ierta. Pe pământ iartă păcatele, acum ascultați. A zis slăbănogului, ridică-ți patul și du-te acasă. Și omul s-a sculat. A primit revigorare în țesuturile lui și a început să umble. Credeți asta? Asta credem, că vedem. Ei, dar trebuie să credeți și ce am spus înainte. Eu v-am făcut o probă practică, adică voi credeți că l-am ridicat de pe pat, trebuie să credeți că l-am și iertat de păcate. Eu întreb în seara asta în biserica din Șcheia, credeți că poate? Poate vindeca sufletul și poate vindeca trupul, pentru că este Fiul lui Dumnezeu, mărire Lui. Slăvit să fie Domnul! Vrem în seara aceasta să slăvim din toată inima pe Cel ce poate, pe Cel ce cunoaște, pe Cel ce iartă, pe Cel ce vede, pe Cel ce iubește și vine să se apropie de noi cu o dragoste deosebită de acelorlalți oameni. Slăvit să fie Domnul! Prinde prilejul, iubit prieten care ești aici. Prinde prilejul. Spune acum o întâmplare care am spus-o la foarte multe evanghelizări, că am experimentat-o personal. O spun pentru cei care mereu amânați, amânați și spuneți că am vreme, am vreme. În seara asta a venit să te întâlnească Hristosul lui Dumnezeu, să te ierte și să te mântuiască. Nu spune mâine, că mâine e un cuvânt ce poate aduce regrete eterne. În localitatea mea, în Calafindeș, cu câțiva ani în urmă, m-a dus la o mormântare, o mamă care a crescut 9 copii. Familia asta a fost printre pionerii bisericii penticostale. Și 2 băieți au apucat pe cărările lumii, trăind o viață de păcat, departe de Dumnezeu, departe de Dumnezeu. La înmormântarea aceasta mi s-a întâmplat ceva inedit. Că noi am ajuns cu cortegiu în grădina lacrimilor,
În locul unde mergem mai mult și ne întoarcem mai puțin. Și în ziua aceea ne-am întors mai puțin cu o mamă. A fost o predică scurtă. Și întrucât în sicriul lângă mama era o Biblie, o Biblie deschisă, Biblia de unde o citi mama asta în viața ei. Nu facem așa chemare la pocăință, la mormântări, dar ne-am permis să întrebăm atunci dacă cineva din familie, dintre cei dragi, ar vrea să-și schimbe viața, să se întoarcă la Dumnezeu, semnul să fie acesta, să vină să ia Biblia mamei. Și într-un târziu a venit unul din băieți și a zis, o iau eu. Aș fi vrut să vină băiatul mai mare, pe care îl știam foarte bine. Avea o viață de păcat, rob alcoolului, da, crescut pe băncile adunării. Și-a luat-o într-o direcție greșită. Când s-a terminat mormântarea, au zis, auzi, vreau să te întreb ceva. Dacă nu venea fratele meu să ia Biblia, cine crezi că o lua? Și am zis, nu știu cine o lua. Dacă nu o lua nimeni, o luam noi. Să punem Biblia asta ca mărturie în biserica din la Findești, că o mamă s-a rugat toată viața pentru copiii ei, care nu au ascultat-o. A zis, Domnule, o să iau și eu Biblia. Îți dăm și dumitale o Biblie. Într-o zi mă pocăiesc și eu. Știți că n-am mai avut vreme să fie iertat? N-a mai fost o vreme când Domnul să-i facă o vizită, să-i spună că îl iubește? Primise viza să plece în Statele Unite, să-și viziteze fiica ce s-a căsătorit acolo. S-a întâlnit cu colegii de pahar. Și-a zis, dacă mă duc în America peste ocean, mă ascultați-mă bine. De acolo mă întorc botezat și pocăit. Gata. Prietenul a zis, de mult spui tu asta, cine te mai crede? Așa o să fie. Numai că a consumat în exces. S-a dus acasă, s-a așezat în pat, la 47 de ani. S-a cat și nu s-a mai trezit. Familia a solicitat să facem noi mormântarea, dar să știți că noi nu l-am putut duce la loc de verdeaț. Ne așezăm locul în veșnicii după modul cum trăim aici. Amin. Dacă au fost iertate păcatele pe pământ cât ai trăit, prin sângele lui Iisus Hristos și prin credința în El, poți să intre în rai. Dacă nu, mântuirea e cu semnul întrebării. Când am primit vestea de acasă, am zis, ce bine era dacă insistam în ziua mormântării mamei. Ce bine era! Să fi încercat mai mult să-i dau Biblia și să-i mai spun un cuvânt. Eu întreb în seara asta, n-ar vrea nimeni de aici să ia Biblia și să pornească la drum împreună cu Iisus Hristos? Să ai viața schimbată prin credința în Fiul lui Dumnezeu. Fie seara cercetării pentru noi. Vă invit în aceste momente să stăm ridicați înaintea Domnului. Poate e potrivit să cântăm o cântare, pentru că apoi să intrăm în rugăciune. Vreau să continuăm să ne rugăm pentru prietenii care s-au predat Domnului aseară, pentru prietenii care sunt prezenți în seara aceasta aici. Domnul să vă atingă prin cuvântul Evangheliei. Nu uitați, Iisus Hristos iubește. Amin. Iisus Hristos vede credința din inimă. Amin. Iisus Hristos iartă de păcate. Iisus cunoaște. Nu ne putem ascunde oriunde ne-am duce. Iisus Hristos poate să vindece și trupul. Poate să vindece și trupul și sufletul, că e Dumnezeu. Amin.